dar implicit autonomie culturală a populației de romi nu ridică niciun fel de problemă. Tamizarea fi, să zicem, o formulă la care populația nu s-a acostumat mai deloc. O categorie extrem de vulnerabilă, femeile supuse traficului și astăzi această chestiune, pentru că dacă au fost luate măsuri în acest domeniu, ele au fost mai ales de ordine polițienesc. Ideea de bază a pentru că trebuie să lupți cu criminali. Totuși, ideea de bază este pentru că se ajută victimele și aici nu s-a făcut mai nimic, deși România rămâne în continuare în topurile privind traficul de femei în Europa. În sfârșit, nu amintesc niciodată să, nu niciodată să amintesc acest lucru, o imensă problemă este cea a muncitoarelor sexuale. Evit cuvântul prostituție, pentru el este conectat. Dacă te uiți la numărul muncitoarelor sexuale și la condițiile existenței lor, vei vedea o dramă infinită care este tratat superior în Parlamentul Bășcăriei. Au fost câteva inițiative și mai amintesc de Bășcăria din Parlament. Este o insensibilitate teribilă care ține de condiția lor de ființe umane, dar ține și de condiția lor de femei. Din cauza asta nu mă refer la munca sexuală a bărbaților. Toată această problematică are complexitate pe care noi putem să o uităm deseori și din cauza asta, punerea întrebărilor mi se pare și atât de importantă ca și darea răspunsurilor. S-a amintit faptul că absolvenții în domeniilor științe politice, economie, etc., sunt astăzi în proporție de 7% femei. E bine interesant în ce măsură este o prefigurare a impactului acestei situații în următoria din următoarea decenie de parte, cred, sau aproape sigur. Mai este un impact pe care noi, în continuare, nu suntem capabili să îl prevedem. Conștiința complexității, desigur, trebuie să vecheze în legătură cu orice comentariu, orice răspuns care invită la o explicație a ceea ce se întâmplă în legătură cu subiectul nostru. Și îmi permit, din această cauză, să mă îndoiesc de evaluarea domnului Lăzărui în ce privește alegerile din sectorul 19. De colegiul 19, mă scuzați. Faptul că femeile au ales în proporție de 54% pe cantitatea acelor frântafiri, poate să fie structura vazanților. Au participat la votare. E o diferență, dar, desigur, diferența nu e discuție ceea ce vreau să spun. Poate să fie explicat în diferite feluri, într-o corelație foarte strânsă, venit profil de VIP și spectator. Dar probabil că dacă era tânărul, sau mai puțin tânărul astăzi, Florin Piersic, tot femeile s-ar fi zis o teze. Deci, aici are întreaga problemă de separare materială, pe care vom înțelege și foarte bine. E important însă ca în opinia publică să nu există senzația că avem răspunsuri simple la astfel de situații. Și punctul acesta, ce m-ar conduce la observație generală cu care că pe cât de importantă este tratarea problematicii statutului femeilor în viața lui. Extrem de important. Definitorie civilizațională. Este în aceeași măsură o problemă periculoasă să feminizezi orice și să dea explicații feministe. Și îmi permit să aleg un alt exemplu la acest început de discuție, este ideea că salariile, avantajele, veniturile, etc., ale celor din armată, poliție,
structurile de ordine mai, mai mare de 5, de 4-5 ori decât în educație, se explică prin preponderea, sau se poate explica prin ponderea femeilor în aceste instituții. Aș da un exemplu care e contrar. Astăzi, justiția română este dominată masiv de judecătoare, de femei și totuși salariile în acest domeniu au luat o curbă spectaculoasă. Aici, probabil, chestiunea ce țin de putere, de accesul la putere, la pârghii și la anumite genuri de tradiții instituționale, este poate răspunsul adecvat. Deci, situație interesantă, inacceptabilă pentru societatea românească, în care însă mai multe femei nu seamănă cu mai puțin bărbați și invers. Cred că în acest caz avem o problemă în care bărbații și femeile au în mod evident un interes comun. Căci așa cum societatea românească nu poate evolua fără ca prezența femeilor să fie mai evidentă, fără ca grijă față de animale să fie mai percepută, la fel o societate decentă nu poate să fie realizată fără ca există un balans între instituțiile de autoritate și instituțiile de civilizație, educație, sănătate și așa mai departe. Adică, cum spunea doamna Miroiu, de ce această energie socială considerabilă către pericolul extern și nu atenția pe ceea ce se întâmplă pe frontul intern? Vă mulțumesc! Aș sintetiza totul în faptul că n-am evoluat prea mult de pe vremea lui Gorga. Ne spunea că națiunea română este interesantă de orice, mai puțin de lucrurile care o privesc în mod direct, nu-i așa? Toate argumentele noastre vin cu această problemă. Am să trec acum foarte repede pentru a invita sala să reacționeze și aș începe în proprie inițiativă să invit reprezentantul ANES. Este în sală. ANES, vă rog foarte mult să ne dați foarte puține cuvinte, dar fapte condensate ale inițiativelor guvernamentale în domeniul strategiei proaspăt promovate. Vă rog. Aveți un microfon, doamna Miroiu, vă rog foarte mult să ne ajute acum. Mulțumesc. Numele meu este Vidoia Luțoaicei, doamna președintă Maria Moța. Agenția Națională de Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați nu a putut să participe la, evident, la această dezbatere. M-am sărcinat, să spun așa, cu, dacă contextul vă o permite, să susțin într-un fel poziția ANES în ceea ce privește această dezbatere și aș. Sunt multe de comentat, atât pentru fiecare vorbitoare, legat de necesitatea prezenței masive, aș numi eu, din perspectiva ANES, a femeilor în orice structură de conducere și de luarea deciziei și de decizie. Dar în ce privește exact, concret, ce a făcut această Agenție Națională pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați, pot să afirm că odată cu aflarea, să spunem, a veștii că partidele își modifică statutele, ANES a trimis, unul, vă spun concret, ANES a trimis scrisori către fiecare partid prin care recomanda să ia în discuție această, sau să pună în dezbatere internă această problematică. Doi, a fost trimis și un memorandum către președintele României în perioada 1-8 mai, în care se propunea să se aducă în dezbatere publică din partea să se aducă pe agenda publică din partea președinției această problematică.